Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Munteanu, bun găsit la Observator. 4 subofițeri de la ISU Argeș au fost implicați într-un accident după ce autospeciala cu care se deplasau pentru stingerea unui incendiu s-a răsturnat într-un sens giratoriu din Pitești. Mașina pompierilor, care nu avea asigurare, a distrus 2 autovehicule parcate regulamentar pe marginea șoselei și a avariat un al treilea, tot staționat. Traficul rutier în zona a fost restricționat. Accidentul a avut loc pe fondul vitezei de deplasare într-o curbă la 90 de grade, într-un sens giratoriu. Șoferul a pierdut controlul asupra autospecialei după ce aceasta a lovit bordura șoselei. Autovehiculul ISU Argeș s-a răsturnat peste 2 autoturisme parcate, acestea fiind distruse complet, iar o a treia mașină a fost avariată. S-a auzit o bunitură foarte mare. Veneam de la serviciu cu autobuzele rutine și am văzut mașina. Ce ați zis când ați văzut o mașină de pompieri peste ea? Păi ce să zic, vă dați seama că nu știu ce să mai zic nici acum sunt. Erau pompierii răniți în mașină? Nu, n-am văzut pe nimeni, niciun om. Dar e avariată rău mașina asta. Destul. Un alt echipaj a fost trimis pentru a lichida incendiul, misiune pe care a și îndeplinit-o. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș spun că angajații lor nu au suferit leziuni în accidentul din cartierul Războieni, însă mașina răsturnată, care aparține detașamentului Pitești, nu are, din păcate, asigurare. Detașamentul de pompieri Pitești a fost solicitat pentru stingerea unui incendiu în cartierul Războieni. Prima autospecială s-a răsturnat în curba care merge spre blocul G1. Momentan, cauzele sunt în curs de stabilire. Autospeciala nu are casco, are doar asigurare obligatorie. Mașinile care au suferit avarii vor fi despăgubite în funcție de ce constată poliția pe asigurare obligatorie, iar autospeciala noastră se va face probabil o cercetare în care se vor stabili persoanele vinovate și care este cauza. Asigurări casco la autospeciale de pompieri nu s-au făcut până în acest moment. Din ce cauză? Nu știu să vă spun cauza. Traficul rutier în sensul giratoriu a fost blocat și deviat pe rute secundare. Vizita oficială pe platforma de la Mioveni, urmată, bineînțeles, de promisiuni, așa cum obișnuiesc demnitarii într-o astfel de vizită. Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăricianu s-au întâlnit cu membrii conducerii fabricii de la Mioveni, au văzut procesul de producție și au vorbit despre problemele stringente. Rămâne de văzut care se vor rezolva. Cei doi demnitari au vizitat uzina Dacia și, așa cum era de așteptat, la final au vorbit despre problemele ridicate de către producătorul de automobile și au făcut, bineînțeles, promisiuni, care, dacă ar putea fi și respectate, ar conduce în primul rând la dezvoltarea industriei românești. Președintele director al Dacia Renault, Yves Caracatsanis, le-a adresat un mesaj concret celor doi președinți ai camerelor Parlamentului, prin care a punctat și stabilitatea legislativă. Într-o lume auto foarte competitivă, în care concurenți ne sunt atât alți constructori cât și celelalte uzine ale grupului, performanța noastră și mărirea volumelor de producție ne sunt indispensabile pentru locuri de muncă durabile în România, atât la Dacia cât și la furnizorii noștri. Le vom putea obține împreună dacă rezultatele și performanța noastră ne poziționează la un nivel excelent de competitivitate. Parteneriatul constructiv cu autoritățile locale și centrale, precum și cu partenerii sociali, este esențial pentru a putea atrage un nivel mai ridicat de activitate și de investiții noi. Ca urmare a dialogului constructiv cu președinții celor două camere, sunt încrezător că vom reuși să construim împreună viitorul Dacia și să păstrăm centrul de greutate al Dacia în România. Au urmat apoi discursurile lui Liviu Dragnea și Cornel Popescu-Tăricianu legate despre prioritățile guvernului în ceea ce privește uzina de la Mioveni. Și pe mine și pe președintele Tăricianu a informat Ministrul Transporturilor. Pe primul tronson Pitești-Curtea de Argeș, licitația deja a fost organizată, iar pe celelalte 4 tronsoane urmează să finalizeze documentația și să scoată la licitație, proiectare și execuție în această toamnă, estimat undeva în noiembrie. Același lucru se poate spune despre Craiova-Pitești. S-a discutat de asemenea despre un pod peste Argeș, care este foarte necesar pentru fabrică și, de asemenea, restul de centură ocolitoare a Piteștiului. Suntem așadar într-o competiție în care vrem să rămânem competitivi. Este interesul nostru, ca decidenți politici, ca locurile de muncă care s-au creat, locuri de muncă care sunt
plătite peste media națională să fie bine consolidate în România, contribuția la economia României să rămână în continuare la fel de importantă. Cifra de afaceri a grupului Dacia în România este 5,1 miliarde de euro, peste 3% din produsul intern brut și 8% din exporturile României. Aflați pe platforma de la Mioveni, cei doi politicieni au mai făcut o promisiune, care cel mai probabil ar putea fi onorată, aceea de a cumpăra câteva autoturisme Dacia Duster pentru Parlament. Eveniment important astăzi pentru Asociația Părinților Copiilor cu Autism din Argeș. Conducerea organizației a inaugurat Centrul de zi pentru copii și tineri cu dizabilități. Este singurul centru multifuncțional de acest gen din Argeș. Centrul multifuncțional de terapie ocupațională a fost deschis pentru ca tinerii și copiii cu dizabilități din Argeș să nu mai fie nevoiți să meargă în alte județe. Și în Pitești și în județul Argeș nu există un astfel de centru de terapie ocupațională pentru copii și tineri. Tinerii, într-adevăr, în județul Argeș nu prea au unde să beneficieze de astfel de servicii, fiind redirecționați către alte centre. În cadrul centrului vor fi înființate mai multe ateliere prin care fiecare tânăr cu dizabilități își poate dezvolta capacitățile către o anumită meserie. Fiecare tânăr care va veni cu dizabilități în acest centru va trece prin fiecare atelier de terapie ocupațională și vom constata noi fiecare tânăr ce către ce se îndreaptă, care este atracția lui de fapt și vom construi foarte mult pentru fiecare în parte de a ajunge să fie o meserie din acest lucru. Fiind un centru multifuncțional, sunt puse la dispoziția copiilor și tinerilor cu dizabilități, pe lângă serviciile de terapie ocupațională și programe de meloterapie, dansuri sau sport. Astăzi, dascălii sunt în centrul atenției, sau cel puțin așa ar trebui să fie. Este Ziua Internațională a Educației. Liderii liberali au ținut să le transmită un mesaj cadrelor didactice, mai ales că în această perioadă lucrurile sunt destul de tensionate. Dascălii nemulțumiți au ieșit deja în stradă și promit să-și continue acest demers. Este astăzi ziua învățătorului, ziua învățământului, ziua educației. Transmitem și noi PNL tuturor din profesorilor, învățătorilor, educatorilor din sistem la mulți ani. Aș dori ca și Ministerul Educației să se aplece cu multă grijă asupra acestei infrastructuri importante, foarte importante, pentru că, așa cum știți, se anunță săptămâna viitoare meetinguri ale acestora în fața Ministerului și în fața Guvernului pentru anumite drepturi, pentru această modificare a legii salarizării unice care le dădea anumite drepturi și pe care dânsii nu le-au obținut. Și văd că nu sunt nici în perspectivă de a le obține. Chiar din contră a se micșora sau a fi anulate anumite venituri. După succesul pe care l-a avut cu premiera pieselor Romeo și Julieta și Ah, Pitești, ce dragă mi-ești, conducerea teatrului Alexandru Davila a pregătit o nouă surpriză piteștenilor. De această dată, secția Așchiuță este cea care va prezenta publicului o premieră, O altă capră cu treiezi. Spectacolul O altă capră cu treiezi pune în scenă o poveste puțin diferită de cea a lui Ion Creangă. În viziunea regizorului artistic al piesei, George Slătioreanu, noul scenariu este unul adresat în special copiilor. Au fost eliminate scenetele în care lupul intră peste iez și îi omoară. Acum se naște o poveste de dragoste între personajele principale ale poveștii. A treia săptămână, a treia premieră, a stagiunii 2017-2018, vorbim despre premiera O altă capră cu treiezi, premieră la secția pentru copii și tineret Așchiuță. Știm foarte bine povestea capra cu treiezi, știți cum să termină și noi am vrut să termine într-un epihend frumos. Am vrut să facem o altă capră, o capră îndrăgostită și un lup îndrăgostit. Premiera spectacolului O altă capră cu treiezi a secției pentru copii și tineret Așchiuță va avea loc sâmbătă, 7 octombrie, de la ora 11:30. Pentru cei care nu au prins un bilet la premieră, piesa se va juca și duminică, 8 octombrie, tot de la ora 11:30. Prețul unui bilet este de 10 lei.
Faza controversată din duelul cu Filiaș a fost comentată de Iordan Eftimie. Antrenorul a încercat să-și apere jucătorul, ce nu a dat dovadă de fair play. Iordan Eftimie a încercat să-și apere jucătorul după faza controversată în care FC Argeș a reușit să egaleze pe Filiaș și să împingă duelul în prelungiri. Apoi alvioleții s-au impus la penaltiuri. Bârzan, copilul ăsta, nu cred că i-a spus nimeni să nu dea afară. Sau așa a gândit el atunci pe moment. Vă dați seama, el e un copil, vă dați seama că nici n-a mai vrut să mai joace după aceea, pentru că l-au alergat niște jucători de la Filiaș pe aici și eu știu ce mai fi și zis. E un copil care știu de viitor, un copil foarte talentat și păcat că... Eu știu, s-a ajuns acolo. Ei au început să tragă, după 2-1 vă dați seama că au început să tragă de timp, erau câte 2-3 jucători căzuți pe jos, probabil că și asta i-au făcut să nu mai dea mingea afară la faza aceea. După ce FC Argeș s-a calificat cu emoții în 16-mile Cupei României, același lucru l-a făcut și CS Mioveni. A fost victorie la penaltiuri împotriva celor de la Șirineasa. CS Mioveni și-a asigurat prezența în faza următoare a Cupei României, tot la loviturile de la 11 metri. Victoria a fost în fața celor de la ACS Șirineasa. Scorul final după 120 de minute a fost 1-1, pentru argeșeni punctând Andor în minutul 44. La loviturile de departajare, echipa mai experimentată s-a impus cu 4-2, iar Mioveniul s-a calificat cu scorul general de 5-3 în 16-mi. Basketbaliștii de la BCMU FC Argeș-Pitești s-au calificat la turneul final al Cupei României, după ce au pierdut cu 73-72 manșa retur cu BC Mureș din primul tur al acestei întreceri. Piteștenii și-au asigurat prezența în primele 8 echipe ale țării, după ce s-au impus la o diferență de 9 puncte, scor 72-63, în meciul din tur de acum câteva zile de la Pitești. Alvioleții au avut ceva emoții în lupta pentru calificare, pentru că au trebuit să revină pe tabelă de la minus 17 puncte. Primul sfert a fost câștigat de Ardeleni cu 17-14, însă după pauză ardelenii au reușit un run de 14-0, argeșenii fiind nevoiți să alerge pentru a reduce din acest handicap. La pauza mare, BC Mureș conducea cu 40-30 și se părea că misiunea alvioleților va fi una foarte grea. Elevii lui Șaper au început mai bine sfertul al treilea și au reușit să mai reducă din handicap grație reușitelor lui Russell. După 30 de minute de joc, ardelenii mai aveau un avans de doar 7 puncte. În runda decisivă, alvioleții au anulat acest handicap și chiar au preluat conducerea pe tabelă grație coșurilor marcate de Trup, Kostoski și Corpodean. În final, BC Mureș a reușit să se impună la o diferență de doar un punct, insuficient însă pentru a putea întoarce soarta calificării. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile de la Pitești. Sunt Cristina Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu Antena 1. Ne întâlnim mâine la aceeași oră. La revedere!